Am reușit să prind iepurașul, să continui cu prezentarea iepuroilor. Asta e iepuroiul alb. Și-a revenit. Mare, căpos. S-a comințit. Nu-i mai așa bădăran. Când băga mâna, mă zgâria. Așa fratele lui, cu nasul colorat, așa-i rasa de haicol francez, are nuanță și alb complet, și cu nasul și urechile colorate. Și atunci când dai la montă, poate să iasă pui și alb și așa colorați. Și soi mare, 4 kg, 4,5 5, depinde și cât mănâncă. Dacă îi faci prea mari, fac și gușă și nu-i stă bine la iepuroi să aibă gușă. Da. Trebuie din când în când și porumb, numai la iepuroi mai rar. Cum am spus, să nu facă gușă. Este mai nărăvaș. Foarte frumos, urechile mari. Așa, să trecem mai departe. Hai, trage-te, trebuie să închid ușa. Asta de cincila, cu un ochi albastru. Nu mai deschid ușa. Îmi place nuanța lui, numai că n-am reușit să scot pui așa. Mi-ar place să mai am niște femele pe nuanța asta. Așa, trecem departe. Iepuroiul cu creastă de neozelandez, alb. Să vedem creasta. Așa. Faină. Cum am zis și în videourile anterioare, la nas are, din cauza că e praf în lucernă și atunci cum face condens, frig afară, se lipește la nas. Așa, mergem mai departe. Tata lui, neozelandeză, e mai căpos, nu are creastă. Asta e de la Gabi Dumitrian. Vezi ce căpos are. Își lasă urechile așa pe lateral ca berbecul. Foarte fain. Cap de leu. Și ăsta e foarte frumos. Acum, de când am dat la montă cu el, tot așteaptă să-i duc femele. Ce puf fain are aici. De 10 cap de leu. Poți să-i faci freza. Foarte frumos. Am zis că vreau să dau la mont acum cu iepurița aia de la Emanuel, tot așa pe maro, să iasă nuanța maro. Asta e iepurița. Asta să se odihnească. Foarte frumoasă, de fluture. Bun, punem pe pauză, mergem în șură. Înainte să mergem în șură, am uitat de californian. I s-a închis pigmentul de negru.
Haide, hai la filmare. Nărăvașule. Foarte frumos pe negru. O să vă mai arăt pui din el, pe care vreau să mi-l țin de sămânță. Cred că acolo o să începem în șură. Să mergem. Așa, am ajuns în șură. El e la intrare primul. E puroiul. Fiul lui. Uite ce frumos sclipește. Deschisă. El închis, uite ce fain sclipește acolo. Combinarea între negru și alb. Lucioasă și catifelată. Asta e mama lui. Se vede repercusiunile de la boală, de la mixomatoză. Deci a revenit foarte fain. Mama e de haicol francez. Tata e californian și am scos foarte bine pigmentația. Bun. Aici mai am iepuroi de tăiat pe Paști pentru mine. Foarte fain. 4 kg. Și asta e din februarie de anul trecut. A doua generație, că albul și cu celălalt a fost prima generație din noiembrie. Și asta e din februarie. Nu e chiar așa mare ca frații lui și urechea e mai mică puțin. Dar e bun și el și foarte bun de prăsilă. Montează foarte bine. Așa, să vii și la ușă. Așa, acestea au fost iepuroii mei. Vă salut. Să ne vedem cu bine la un nou filmuleț.